În legătură cu anunțul pe care am spus că o să-l fac în seara asta, pe unul să-i dezamăgesc, pe alții nu, probabil. Eu n-am spus niciodată că eu vreau să candidez la funcția de președinte al României. Mi-au cerut-o mulți oameni, din miile, zecile de mii cu care m-am întâlnit în țară și mulți colegi în ultimele două luni de zile. Dar ceea ce vreau să spun eu, și nici nu puteam să fac un astfel de anunț în seara asta, în condițiile în care, cu totul întâmplător, dar cu totul întâmplător, la mine termenele sunt programate în funcție de evenimentele politice. Eu cred că PSD-ul foarte curând trebuie să-și desemneze un potențial candidat. Am înțeles că ALDE-l susține pe domnul Tăriceanu și foarte curând trebuie să se facă această analiză care dintre cei doi potențial candidați de la PSD și de la ALDE au cele mai mari șanse să scape România de acest om care este acum la Cotroceni. Din partea partidului nu hotărăsc eu. Sper să particip la ședința CEX-ului când se va hotărâ asta. N-am vorbit cu persoana respectivă, dar cred că analiza trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu Tăricianu. Nu știu dacă Gabi mai vrea, după situația prin care a trecut. Domnișoară, vă spun foarte sincer, eu tot timpul a fost sincer. Ca să candidez trebuie să ai și posibilitate.